Romanian Angel Appeal înseamnă pentru mine mult mai mult decât un loc de muncă. Este o călătorie a inimii și a sufletului. De-a lungul celor peste 30 de ani, am avut privilegiul de a face parte dintr-o echipă extraordinară care nu doar că a schimbat vieți, dar a construit o comunitate bazată pe speranță, solidaritate și respect pentru fiecare persoană. Ne-am născut ca organizație umanitară. În voietul haotic al anilor 90, un album care a apărut din empatia și dorința de bine a Olivia Harrison, împreună cu soțiile legendarilor The Beatles, promitea speranța în orfelinatele din România. Albumul s-a transformat într-o organizație, iar speranța a devenit în timp viață. Mii de vieți, mai exact. Copiii infectați cu HIV au fost salvați prin eforturile Fundației Romanian Angel Appeal de la începutul anilor 2000. Din fericire, nu ne-am oprit aici. Pilonii activității noastre sunt interconectați. Când adresăm crize de sănătate publică, ne uităm concomitent și la starea educației și a societății, conectând piese diverse pentru a ne asigura că schimbarea rămâne chiar și după ce intervenția noastră s-a încheiat. Cred că una dintre cele mai mari realizări ale Romanian Angel Appeal este capacitatea noastră de a ne adapta și de a rămâne relevanți într-un context social în continuă schimbare. Ne-am concentrat întotdeauna pe nevoile celor pe care îi servim, oferindu-le nu doar suport imediat, dar și un parcurs către independență și demnitate. De aceea, în ultimii 33 de ani, am militat pentru dreptul la o viață fără discriminare al persoanelor cu HIV-SIDA. În 2000, în România, populația generală nu avea multe informații despre HIV-SIDA, iar medicii știau câte ceva, dar se fereau să primească un pacient cu HIV-SIDA, tocmai pentru că aflaseră că această boală este nevindecabilă. Nu există tratament pentru ea. Ce nu era înțeles la acea vreme, că orice act medical, orice manevră medicală presupunea un risc, dacă nu îți luai măsurile de protecție. Ne-am zbătut ca autoritățile să se îngrijească de sănătatea plămânilor României. Am educat și sensibilizat comunități în care trăiesc copii cu autism, oferindu-le astfel șansa la mai multă înțelegere din partea celor din jur. Și am petrecut mii de ore formând specialiști, medici, profesori, asistenți maternali, psihologi, consilieri și alții, astfel încât ei să lucreze mai eficient și empatic cu și pentru persoanele pe care le deservesc. ERA înțelege și documentează problemele unei comunități sau ale unui grup și le transformă într-o idee de proiect scalabilă și sustenabilă. ERA transformă o echipă de oameni care lucrează împreună într-un tot unitar, armonios și plin de energie. Iar la fiecare pas al nostru, am implicat tinerii, creând contexte și medii sigure care i-au ajutat să-și dezvolte și exerseze vocea. Ne-am uitat în jurul nostru, umplând golurile din sănătate și educație sau construim pe baze deja existente. Încercăm constant să fim mai buni pentru cei de lângă noi. Astăzi, Romanian Angel Appeal construiește o lume echitabilă pentru fiecare copil, tânăr și adult. Ne uităm la bunăstarea emoțională a noastră, a tuturor, și punem în continuare, cap la cap, piesele de puzzle din sănătate, educație și din comunitate. În felul acesta, prin proiectele noastre, continuăm să facem diferența zi de zi. Cum văd RA peste ani, o organizație puternică, cu mulți susținători implicați, cu proiecte îndrăznețe și mulți voluntari tineri.